Bună ziua, bine v-am găsit, suntem pe data de 18 mai 2023 și astăzi, teoretic, trebuie să dăm drumul la Regine din Cuști, dar am înțeles că fiind virgină, s-ar putea să iasă din Cuști și pe găurile cele mici. Acum nu știu dacă e chiar așa, că nu mai iau mânușile astea, așa, le aruncăm. Și dacă au ieșit, atunci scoatem cuștile afară și asta este. Dacă n-au ieșit, dăm drumul la gaura mare, da? Să vedem care e situația. Trebuia să aduc și niște turtă energetică, da? Să văd care e situația la Cuști. La Cușcă să vedem care e problema. Așa. Albinuță avem. Chiar foarte frumos populat. Acum să vedem Cușca cum arată. La cum stă albinuța pe Cușcă, eu zic că nu e eliberată, dar plâng albinuții în jurul Cuștii. Iată cum plâng albinuții. Ia să vedem. Nu, matca nu este eliberată. Așa că o să tăiem acum Cușca mare. Deci plâng albinuții, de aș putea să-i dea drumul direct. Gata. Gata. O să fie liberă mâine seară. Mâine seară scoatem cuștile și vin cu turtiță și să văd dacă mai adaug ceva. Azi că vi le dau înapoi pe regine acum. Aia ce plâng, acestea regine. Mai vai. Adică al regine. Plâng albinele, nu regine. Lăsați că peste noapte aveți regină. Foarte frumos. O să aibă mătcuță. Acum vedem exact și cantitatea de albină care este. Trecem la următorul. Ia să văd ce s-a întâmplat aici. Da, nici aici matca nu este eliberată. O să-i dau drumul acum. Să scutur albina de pe mână. Bun. Fic bine Cușca asta în ramă. Bun, și până mâine o să fie eliberată.
Adică sper să fie eliberată, nu știu. Dacă va fi sau nu, vom vedea. Trecem mai departe. Și aici albinuțele stau pe cușcă. Matca nu este eliberată, deci nici aici. Deci eliberăm și aici. Uite cum stau albinuțele acolo, aș putea să-i dau drumul direct. Dar nu voi face acest lucru. Perfect. Deci asta este ziua cu numărul 2. Iată așa. Și aici la fel albina stă pe cușcă. Iată cum stă albinuțile pe cușcă, matca nu este eliberată. Bun, deci asta este ziua cu numărul 2 și acum asta am făcut, am dat drumul la cuștii mari, adică la găurile mari acestor cuști. Se pare că n-au ieșit mărcilii prin gaura mică, n-au putut să iasă pe acolo, așa că mâine seară doar scot cuștile și voi vedea dacă le dau ceva. Bun, cam atât am vrut să prezint. Asta e toată lucrarea care trebuie făcută. Până data viitoare, numai bine!